Rugăciunea Tatăl nostru este formată din câteva părți. Eu îi spun că e ca un sandwich. Sandwichul are pâine, pâine și înăuntru ceva acolo, conținutul. Intri cu slave și termin cu slave, cu laudă, cu preamărire, cu mulțumiri. Iar înăuntru sunt două părți, fiecare parte formată din trei părți. În total, 1, 3, 3, 1. În total, 8. Și spuneam în prima parte că intrați în prezența Lui cu mulțumiri. Nu pentru că Dumnezeu îi place să fie lăudat, ci pentru că noi avem nevoie, în loc să ne focalizăm pe probleme, cu cât te focalizezi mai mult pe probleme, cu atât mai mult te descurajezi. Și Sorai spune, nu discutați lucruri care vă descurajează. Spunea dânsa, nici să nu-ți permiți să gândești. În engleză zice, don't think doubt. Nu te lăsa ispitit, nici măcar să te gândești la îndoială. Să nu vorbești ceva de îndoială, să nu te gândești la îndoială, să nu te rogi cu îndoială. Și spunea, zice, think faith, pray faith. Gândiți-vă cu credință, rugați-vă cu credință și zice la sfârșit, ca și cum credința voastră ar fi absolut invincibilă. Intrați în prezența Lui cu credință. Și ce dânsa, cum poți să dezvolți credința când te izbești de probleme? Foarte simplu. Te uiți la Dumnezeu. Să-ți întorci ochii, să-L vezi pe Dumnezeu, pentru că asta e realitatea. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama că n-ai de ce să te temi. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, n-ai de ce să te temi. N-ai de ce să te temi. Satana nu este. Satana ne atacă cu sănătatea, cu serviciu, cu familia, cu cine știe ce. Dar Satana nu are nici interes în lucrurile astea. Lui Satana nu-i trebuie serviciul nostru că nu lucrează. Te atacă cu mașina. Satana nu conduce, nu-i trebuie mașina ta. Te atacă cu familia. Nu-i trebuie soția sau soțul tău lui Satana, sigur, cu siguranță nu-i trebuie. Pe el ce-l interesează este să ne distragă ochii de la Dumnezeu. Pentru că toate problemele astea care noi credem că le avem nu sunt problema reală, sunt o problema reală e ascunsă. Vrea să ne țină ochii să-i pe alte lucruri, să ne luptăm cu altele, să nu avem timp de Dumnezeu. În loc să ne punem ochii pe căpetenia desăvârșirii. Pentru că el știe, în momentul în care ții ochii pe Dumnezeu, nu te temi de nimic. De aia Satana nu se teme când te duci la biserică, noi trebuie să ne ducem la biserică. Nu se teme când cunoști poruncile, deși trebuie să le cunoaștem, să le păzim. Nu se teme când ține în sabatul, așa cum spun eu câteodată, e bine să ținem sabatul, trebuie să ținem sabatul, dar leneșii țin în fiecare zi, adică ea nu muncesc niciodată. Asta nu înseamnă că sunt mai sfinți decât ceilalți, că băi, ăștia țin toate zilele. Ideea că ții sabatul nu te face mai bun decât ceilalți. Și noi credem că dacă ținem toate astea și cunoaștem 2300 de zile și nopți profeția și cunoaștem starea omului în moarte, în cazul e că nu cunoaștem starea omului în viață, asta e problema. Dar credem că dacă cunoaștem toate teoriile și toate doctrinele, credem că suntem ok. Și nu înțelegem că de fapt nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă știi doctrinele Lui Dumnezeu fără să știi pe Dumnezeu, n-ai făcut nimic. Și viața veșnică e să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta e încercarea Satanei. De-aia nu se teme de astea, dar se teme, spune sora White, că Satana și cu îngerii lui fug când ne rugăm. Se teme de rugăciune, pentru că prin rugăciune îl cunoști pe Dumnezeu, te apropii de El. Intrați în prezența Lui cu laude, fixați-vă ochii pe El ca să-L cunoașteți pe El. În momentul în care te uiți la El, nu la probleme, întărești credința. Atunci de-abia poți să te rogi. Zici așa după aceea. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se. Ok, în engleză zice Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. E un cuvânt repetat de trei ori. Și anume, al tău sau a ta, da? Partea următoare. Dă-ne nouă pâinea aceea toate zilele, iartă-ne nouă greșelile noastre și nu ne duce pe noi în ispită. Alt cuvânt care e repetat de trei ori, care e ăla? Noi. Îl lauzi pe Dumnezeu, partea următoare te focalizezi pe Dumnezeu, partea următoare pe nevoile tale și ultima parte îl lauzi pe Dumnezeu. Dar acum gândiți-vă la partea oricare, să zicem, luăm pe a doua. Sau pe a treia, sau care vreți. Cum zice, iartă-ne păcatele ale cui? Nu-i ce ale mele? E ce ale noastre? Sau pâinea aceea, toate le dă-mi-o nouă? Nu-i ce dă-mi-o mie? Zice, dă-mi-o nouă. Nu o să vedeți în rugăciune niciodată singular, ci totdeauna plural, numai când vorbește de Dumnezeu. În rest, când e vorba de noi, e la plural și o să vă explic când ajungem acolo. Haideți să ne gândim puțin. Deci, sfințească-se numele tău. Păi, este numele Dumnezeu sfânt sau nu e sfânt? Păi și atunci ce nevoie ai să-L sfințești tu? Poți tu să sfințești pe Dumnezeu care deja este, spun îngerii, holy, holy, holy is the Lord God, sfânt, sfânt, sfânt. Dumnezeu este sfânt. Cum poți tu, un muritor, să-L sfințești pe Dumnezeu? Că El deja e sfânt.
La superlativ, nu există nimic mai sfânt. Atât de sfânt că dacă am fi în prezența Lui, ne-am topi. Dumnezeu este sfânt. Și atunci cum poți să-L sfințești? Cuvântul în greacă de sfânt este agios. Dar cuvântul de acolo este hagiazo, care nu înseamnă să-L sfințești pe Dumnezeu, ci înseamnă să te comporți ca lumea văzându-te pe tine să înțeleagă că Dumnezeu e sfânt. Adică să-L sfințești prin comportarea ta. Pentru că Biblia spune că noi suntem o scrisoare deschisă, citită de toți. Suntem, noi trebuie să fim lumina. Trebuie să fim lumina lumii, trebuie să fim sarea. Noi trebuie să fim un exemplu. Păi mi-amintesc, frate, am ajuns într-un district nou, pe undeva în nordul Americii, și am găsit la garaj sale, la cineva care vindea la poartă lucruri, o motocicletă Honda Nighthawk, 4 cilindri, 750 cm cubi, aproape nouă. Cerea 700 pe ea. Păi o motocicletă din aia nouă e $16,000. Mă duc și mă uit, bună, tot. Era mânerul de frână ruptă, la e $7. Și nu pornea, pentru că era neporită de vreo 5 ani. Adică bateria $30 și gata. Cu $37 o repara motocicletă nouă. Și o întreb pe femeie, măi, cum te-o vinzi mai cu 700? Zic că nu vrei, ți-o dau cu 5. Zic, stai puțin, păi dacă mai mă tomeam, probabil că mi-o dea cu 300 sau știu eu. Zic, de ce o vinzi? E ceva rău cu ea? Zic că nu, eu nu umblu cu motocicleta. Bărbatul a divorțat de mine și stă în garaj de câțiva ani. Și ce să fac? Se strică acolo. Dăm ceva pe ea, dăm 500. Zic, gata, ține 500. I-am dat 500, m-am dus, am cumpărat o baterie, un mâner, am schimbat-o, motocicleta nouă. Mă duc la biserică primul sabat. M-am dus cu mașina sâmbătă, că am zis că nu iau motocicleta, că e, nu? Prea șmecheră. M-am dus cu mașina. M-am dus cu mașina la biserică și vine o soră la mine. Frate, sora aia vorbea așa de mult, că vorbea mai mult decât mine. Vă dați seama. Și vine o soră la mine și... Frate Goia, ce ne bucurăm că ați venit, vă iubim, frate, vă iubim, așa de mult, vă iubim. Și m-a luat în brațe și tot spunea că mă iubește. M-am uitat, băi, stai, mi-ai spus de 10 ori, mă iubește nevasta, nu tu, lasă-mă în pace. Vă iubim, frate, ce bine că ați venit, frate Goia. Și m-a luat în brațe, m-a strâns, frate Pavel, vă iubim, vă... Când să plec, m-a prins de mână. Și că stați să vă spune ceva, frate, vă iubim, frate, frate, ce bine că ați venit. Vai de mine. Și a vorbit ea, așa să zic eu, un discurs profetic, adică lung. Și când am terminat, de-abia am respirat, că am scăpat, am plecat. Și pe aceea la sfârșit s-a rugat dânsa. Și când s-a rugat, avea o voce înaltă. Doamne, te iubim așa de mult! Doamne, te iubim! Și mi-a zis, asta e Fecioara Maria, a căzut din cer pe pământ. Cine știe? Are o voce așa sfântă când vorbește. Cine știe? Voce sfântă, știi? Și mi-a zis, e ceva necurat aici, pentru că oamenii trebuie să fie normali, nu sfinți. Când sunt sfinți, cine știe, când fac așa pe sfinți, îi ascund ceva, care-i treaba? M-a dus să-i vizitez, să văd ce-i treaba cu sfințenia ei, așa de... Deci subțiază vocea când vorbește cu Domnul, voce sfântă, și m-a dus să-i vizitez. Și dau telefon, vezi că vin în vizită. O, frate, te iubim, frate, vin, o să ne vezi, frate, gata, vin. M-am suit pe motocicletă, ocazia mea să probez motocicleta, și m-am dus. O jumătate de oră până acolo, conduc, ajung la poartă, opresc motocicleta, ba la ușă, deschide. Frate, m-a luat în brațe, să te iubim, frate, te iubim, ce ne bucurăm că ai venit, vai, frate, Domnul este bine. Ok, am stat de vorbă cu ei, ne-am rugat, am plecat. Mă sui pe motocicletă, plec și la colțul motor se oprește motorul. Eu nu, asta e prima dată când mergeam cu motocicleta, nu o cunoșteam, și nu mi-am dat seama că are un robinet sub rezervor de unde dai drumul la benzină. Și a mers numai cât a avut benzină în carburator și s-a oprit. Și dă-i la buton, nimic, până a murit și bateria. Nu pornea, că nu mi-am dat seama să-i dau drumul la robinet. Ce să fac? Am luat-o pe picioare, m-am dus înapoi să-i vizitez pe sfinți, pe frații mei, să-i rog să mă ajute să pornesc motocicleta. Dar ei n-au știut că vin, că i-au știut că am plecat și n-au auzit motorul la motocicletă, deci nici n-au auzit că vin. Deci nu se așteptau că vin. Când se bat la ușă, își pierduse vocea sfântă. Avea altă voce. Țipa la bărbat, pleacă de aici, nenorocitule! Și l-a înjurat cu un cuvânt care nu pot să vă spun nici măcar prima literă. I-a zis, pang, 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 și după aceea, ce nenorocitule! Și când am auzit-o cum înjură, adică nici oamenii din lume nu-i frumos să înjure, așa nici în filme, nici nicăieri, când am auzit, wow, și-a pierdut vocea sfântă. Și am plecat încet, încet de tot, să nu mă audă, că mi-era rușine de rușinea lor. Așa ușor am plecat de la ușă. Și între timp bărbatul a împins o ușă și s-a deschis ușa. Și a țipat la el și l-a înjurat iar. Și ce nenorocitule! Și mă vede pe mine, frate, te-ai întors din nou, Domnul să te binecuvânteze. Când am ținut evanghelizare, am invitat vecinii toți. N-a vrut să vină niciunul. Niciun vecin n-a venit la evanghelizare. Niciun vecin. Și am întrebat, de ce, măi, fraților, de ce nu veniți? Că e cuvântul lui Dumnezeu. Ce dacă toți sunteți cum e familia aia, nu ne trebuie biserica voastră. Creștini
de ziua a șaptea de adunare. Nu creștini de fiecare zi și de casă. Nu știu cum să vă spun, dacă mă înțelegeți. Acasă, cum spunea tatăl meu, dezvoltă coarne. La adunare au aripioare. Frate, sabat fericit, sabat fericit, să mă bucur să te văd și eu. Serios. Transformarea pornește dinăuntru, fratele meu. Noi nu vorbim aici de ce culoare, ce vopsea ai dat pe din afară, ci că vopsea antiseismică. Caman. Noi nu vopsim de, nu vorbim de ce vopsea ai dat pe din afară care crezi tu că îți formează caracterul, ci vorbim de prezența lui Hristos în inimă. Când Iisus locuiește în inimă, se văd roadele. Când Duhul Sfânt locuiește în inimă, e roada Duhului, blândețea, răbdarea și așa mai departe. Iubirea. Spune sora White, foarte simplu, în mărturii pentru pastori și lucrători biblici, foarte simplu. Zice, caracterul lui Hristos e un caracter de iubire, blândețe, umilință. Zice, atunci când vedeți oamenii că n-au răbdare și toleranță și iubire, ce manifestă caracterul satanei, punct. Noi suntem o scrisoare deschisă. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii nu-L cunosc. Dar oamenii ne cunosc pe noi, la servici, între vecini, oamenii ne cunosc pe noi. Și prin comportarea noastră, noi îl reprezentăm bine sau rău pe Dumnezeu. Și oamenii zic, uite băi creștini, cel mai mare argument împotriva creștinătății nu sunt ateii teoriilor, ci sunt creștinii. Cel mai mare argument împotriva credinței sunt credincioșii. Pentru că dacă credincioșii se poartă, să reprezinte pe Hristos, bunătatea Lui, iubirea Lui. Cea mai bună evanghelizare asta este. Când un credincios se poartă așa încât oamenii să-L vadă pe Iisus în el sau în ea. Când un credincios se poartă așa încât să știe toți că omul ăsta umblă cu Dumnezeu. Aia e cea mai puternică predică posibilă. Nici o predică nu are niciun fel de putere până noi nu ne purtăm așa încât oamenii să vadă bunătatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu în noi. Și asta înseamnă în predică, Doamne, sfințească-se numele Tău. Cuvântul este hagiazo. Doamne, așa te rog dimineața, ajută-mă ca astăzi să te sfințesc prin comportarea mea, să te reprezint într-un mod în care oamenii când mă văd pe mine să te vadă pe tine, să înțeleagă că Dumnezeu e bun, că într-o societate în care oamenii se urăsc, oamenii sunt egoiști, oamenii sunt răi, oamenii se ocupă numai cu lucruri rele, într-o societate de genul ăsta este cineva care este plin de răbdare, gata să ajute, care este, nu este selfish, cum să zic eu, egoist, ci este dezinteresat, gata să se sacrifice pe sine de dragul altora. Este cineva care trăiește ca Hristos. Ăștia sunt creștini. Spune soraia că ultima generație se va vedea în ei caracterul lui Hristos reprodus. Ultima generație, înainte a venit Domnul, caracterul lui Hristos va fi reprodus în ei. Vor fi cu totul diferiți de restul societății. Cum era Noe sau cum era Enoch, diferit de ceilalți. Asta este credința adevărată. De-aia Iisus când vine, zice, Doamne, dar ne-am pus la biserică, am mâncat brocoli, Doamne, cam a. Și Iisus zice, nu vă cunosc, nu vă cunosc. N-ați avut nicio relație cu mine. Relația cu Dumnezeu duce la o transformare de caracter. Și asta vorbește despre credința noastră. Mă duc la adunare și mă întâlnesc cu fratele în parcare. Zice, happy sabbat, happy sabbat. M-am uitat la el, zice, happy sabbat, happy sabbat. Zâmbea omul ca în mapeț, cu gura până la urechi. Și zic, ce faci, frate? Și zice, bine, praise the Lord! Zic, mă bucur. Ce se face familia? Bine, soția, bine, copiii, bine, serviciu, bine! Băi, frate, ăsta e binecuvântat, praise the Lord! Termin predica și vine aici pastore, pastorul cu mine. Da, hai la mine în office. Îl invit la mine, zice că, frate, m-a lăsat nevasta. Păi zic, te-am întrebat în parcare, zic, zice și noi așa. Ți-am zis ce faci, ești bine. Ce I didn't mean, zice, n-am vorbit serios. Zic, și că altceva? Mi-am pierdut serviciul. Păi te-am întrebat, mă, frate, ce faci cu serviciul? Și ai zis că bine. Nu, frate, așa se zice, ca un salut. Cum zicem noi în Maramureș, slavă lui Dumnezeu, în veci, amin. Dar cine știe dacă îl slăvește pe Dumnezeu sau nu, știi? Doar zice așa. Fraților, credința nu e când zice așa, ci când trăiește așa. O credință netrăită este un blestem. Și face rău credinței, face rău lui Dumnezeu. Mai bine să te duci decât să fii în biserică și să nu fii creștin. Amintiți-vă că Moise a trimis 12 iscoade, da?
Dați din cap să știu că n-ați adormit. Așa, frate, da, așa. În sfârșit, frații sunt aici, n-au plecat. A trimis 12 iscoade. 10 au adus un raport cum? Negativ. Și 2 au adus un raport pozitiv. Și acum, ce spuneau ăia 10? Ce spuneau ăia 10? Ce spuneau? Țara are o armată mare. Adevărat sau minciună? Adevărat. Sunt uriași. Adevărat? Pereți mari. Adevărat? Au armament. Adevărat? Ce zic ei? Noi nu putem să cucerim țara. Adevărat sau minciună? Adevărat. Noi, în puterea noastră, nu putem, măi, frate, să avem biruința asupra satanei. Noi, în puterea umană, nu putem. Și totuși, din cauza lor, din cauza raportului lor negativ, au pierit. 40 de ani în pustie, au pierit toți. Doi dintre ei au zis, bă, așa este. Dar amintiți-vă, gândiți-vă, cum ne-a scos Domnul în trecut? Amintiți-vă ce a făcut Domnul pentru voi. Cum ne-a scos din Egipt? Cum a secat Marea Roșie? Cum ne-a dat biruință? Cum ne-a dat mâncare? Cum ne-a dat cutare? Dumnezeu care a fost cu noi până acum va sfârși ce a început, pentru că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu e capabil, Dumnezeu te știe pe tine, pe tine, te iubește, Dumnezeu a murit pentru tine și vrea să te ajute. Și atunci de ce te îndoiești, băi frate? De ce ăia 10 au pierit și toți care au zis că ei au pierit? De ce? Foarte simplu, frate. Pentru că dacă citiți în Patriarhi și Profeți, spune Sroit, au fost, nu numai că n-au avut încredere în Dumnezeul lor, spune acolo în Evrei, capitolul 3, că au pierit din cauza necredinței. Auzi, frate, ascultă cu atenție. Soră, ascultă cu atenție. Ascultați cu atenție. N-au pierit că erau uriași, n-au pierit că erau ziduri puternice, n-au pierit că erau probleme în viața lor, n-au pierit că erau armate mari, n-au pierit nici măcar din cauza păcatelor lor. Au pierit din cauza necredinței. Deci fiți atenți. Dacă în corabia lui Noe i-a zis Domnul așa, invită adventiștii. Pe cine să invite? Pe cine i-a zis să invite în corabie? Pe cine? Pe toți se poate? Așa scrie Biblia, auzi, pe toți. Invită-i. Și cine intră va fi? Cine intră în corabie va fi salvat. Să admitem că a venit un păcătos. Și nu era așa sfânt ca mine, eu așa sunt ca Maica Tereza și Matale ești așa ca vecinul. Eu sunt puțin mai sfânt, da? Că sunt pastor, nu? Așa. Și dar el asta era, uite, nu era nici aici, nici aici, era aici. Vine un păcătos, intră în corabie și ușa se închide. E pierdut sau e scăpat? Păi de ce, mă, că nu merită? Păi cine merită? Prin credință. Că noi suntem mântuiți prin credință, așa spune Biblia. Și atunci, cine merită? Meriți, matale sau matale, meriți mântuirea? Cum ai putea să plătești sângele lui Iisus? Sau cum ai putea să plătești eternitatea, veșnicia, forever and ever and ever? Cum ai putea să plătești prin faptele tale bune? Că nu poți să plătești, frate, atât de mult. E prin credință, dar nemeritat. Știți cântarea? Fost am departe de harul tău. Și cum este refrenul? Har minunat. Că acolo în cer o să zicem, cum am ajuns aici? O să ne punem coroane la picioarele lui și Doamne, nu merit. Ca fiul rătăcitor. Zice, când a venit înapoi și a făcut poezia în minte, primește-mă că nu sunt vrednic să fiu copil, dar măcar să fiu un servitor. Și tatăl când l-a văzut, a fugit înaintea lui, zice că l-a... Dar nu zice, asta zice în română, că l-a luat în brațe. Dar în Deuteronom era o lege, când un copil își face de râs părinții, să fie omorât cu pietre ca să fie un exemplu pentru tot satul, pentru tot orașul, să nu mai facă nimeni așa. Și în original, zice, nu zice că l-a luat în brațe, ci l-a acoperit să-l protejeze. Ca dacă cineva dă cu pietre, dacă mi-ataci copilul meu, mă omori pe mine. Părintele a fost dispus să-l acopere ca cineva, dacă dă cu pietre să omoare copilul, să nu-l omoare. Și pe aceea zice că a tăiat. Ce-a tăiat? Care vițel? Aha, nu orice vițel, pe cel îngrășat. Și dacă vă uitați în Deuteronomie, trebuia să ia cel mai bun vițel, să fie îngrășat, să fie fără defect și la Yom Kippur, la ziua de atonement, la ziua de ispășire, să aducă sacrificiu pentru iertarea păcatelor de pe tot anul. Omul ăsta n-a mai stat până la Yom Kippur, până la ziua de ispășire. Omul ăsta, că nu puteai să hrănești dintr-un vițel un oraș, a chemat tot orașul,
Și a adus sacrificiul vițelul îngrășat. Să zic așa, uite aici, băiatul meu e iertat. Când îl vedeți pe stradă să nu-l atingă nimeni, că s-a făcut sacrificiul pentru el, e iertat. Ce a făcut băiatul ăla, care a distrus toată comoara părintelui și l-a făcut de râs, ce a făcut băiatul ăla să merite iertarea și să merite să fie pus înapoi, nu ca servitor, ci să fie pus înapoi în slujba lui? Ce a făcut ăla ca să merite? Păi ce, și eu uite, și eu uite, mi-am venit în fire acum, merit, dați-mi și mie o mașină și dați-mi un avion, eu sunt de acord cu dumneavoastră 100% că și-a venit în fire, dar nu înseamnă că merita să primească tot, nu merita nimic. Asta face Dumnezeu pentru noi, un har fără margini, și o să ne punem coroane, Doamne, nu merit, nu merit. Și ne zice, vino încoa, cum să nu meriți, ești copilul meu, man, te iubesc, vino încoa. Vă dați seama, și la toată chestia asta, în momentul în care cele 10 iscoade au dat un raport rău, spune Sulai, nu numai că n-au avut încredere în Dumnezeu, pentru că nu și-au cunoscut, n-au avut o relație, ei nu și-au pus ochii, n-au avut o relație zilnică cu Dumnezeu, s-au dus la rugăciune ca să facă datoria, au studiat să-și facă datoria, 3 capitole pe zi, gata, hai, am citit, gata, hai, lasă aici. N-au avut o relație reală cu Dumnezeu, cu o dorință de a-L cunoaște, cu o dorință de a-L experimenta, de a umbla cu Dumnezeu, ci o viață de forme. Dar nu numai că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și de aia nu s-au încrezut în El. Mai mult decât atâta, spune dânsa, și aici e cheia. Semnalul care l-au dat națiunilor din prejur a fost că Dumnezeu nu este un Dumnezeu bun, e un Dumnezeu slab. Au dat un mesaj rău despre Dumnezeu. Pentru că atunci când tu spui, nu ne temem, mesajul este, măi, vă amintiți Dumnezeul nostru care se cheamă Marea Roșie? E același Dumnezeu. Au dat un mesaj rău despre Dumnezeul lor. Ce zice Moise când se roagă pentru popor? Doamne, poporul ăsta este un popor încăpățânat, merită să piară. Dar gândește-te, ce vor zice națiunile despre tine? Ce vor zice națiunile din prejur despre tine? Că nu ești în stare să-i duci sau că nu ești un Dumnezeu bun, care nu ții cuvântul. Ai promis că îi duci, dar nu i-ai abandonat. Lucrează nu pentru ei, ei nu merită. Lucrează pentru numele tău. Pentru numele tău în fața pământului, să știe toți ce Dumnezeu ești tu. Și Dumnezeu zice, voi lucra, dar nu voi merge cu tine. Atunci Moise zice, dacă nu mergi cu noi, nu plecăm de aici. Dumnezeu trebuie să fie onorat. Și prin comportarea noastră, noi suntem o scrisoare deschisă și dăm un mesaj, cum e Dumnezeu, la oamenii care nu-L cunosc. Și noi putem să reprezentăm pe Dumnezeu corect sau să reprezentăm rău. Și Dumnezeu apare așa cum îl prezentăm noi în fața oamenilor. Mi-amintesc când făceam prostii și făceam destule, câte 100 pe zi, mai mult. Și mai sunau oamenii, sunau profesorii, mai sunau pastorul, mai sunau acasă și mama începea să plângă. Pavele, ce ne facem copilul ăsta? Și tata spunea, cum ne arată Dumnezeu nouă răbdare și milă nemeritată, așa arătăm și noi lui. Pentru că copilul ăsta nu o să-L cunoască pe Dumnezeu decât prin comportarea părinților. Și noi trebuie să ne purtăm așa încât să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu că cu răul nu-L schimbăm, că ăsta e încăpățânat. Nu-L schimbăm decât cu iubire. Și spunea tatăl meu, spunea așa lui mama, și eu aveam un studio acolo unde dormeau ei și eu ascultam ascuns după studio și ei nu știau că ascult și ce vorbeau tot și de biserică tot, auzeam acolo tot. Și spunea tatăl lui mama, zice, uite aici, cum s-a rugat tatăl meu pentru mine, așa ne rugăm și noi pentru el și Dumnezeu o să întoarcă toată energia asta înspre bine. Dar ce noi trebuie să-i arătăm pe Dumnezeu prin comportarea noastră ca el să cunoască pe Dumnezeu, că numai atunci se îndreaptă copilul ăsta. M-ați înțeles? Să-L reprezinți pe Dumnezeu, de-aia ești creștin. Să vadă oamenii pe Hristos în tine, Hristos în voi, Hristos în voi. Asta e credința. Frații mei, am cu greu am trecut de prima parte. Intrați în prezența Lui. Halo, zice, sfințească-se numele Tău, așa-L sfințești. Să încercăm să începem puțin partea a doua, că așa trebuie asta să fie partea a doua. Da. Să începem să discutăm puțin de partea a doua. Ce urmează? Sfințească-se numele Tău, vie. Ce faceți, fraților? Dormiți? Vie împărăția Ta. Despre ce vorbește aici? Nu vorbește de a doua venire. Dacă vă uitați acolo în greacă, nu este timpul viitor, ci în gramatică este un timp prezent continuu. Ce înseamnă asta? Doamne, te rog, vino cu împărăția Ta astăzi. Ce spune Iisus lui Zacheu? Astăzi? Astăzi ce zi e azi?
Vineri, frate, vineri. Uită-te pe calendar, uită-te pe ceas, pe telefon. Astăzi, vineri, septembrie 1, împărăția mea a intrat în casa ta. Îi spune lui Zacheu, un păcătos, astăzi, nu mâine, nu la a doua venire, nu în viitor, nu pe o săptămână. Astăzi, împărăția mea a intrat în casa ta. Ce-ar fi dacă împărăția lui Dumnezeu ar intra în fiecare din casele astea astăzi? Nu-i așa? Dacă împărăția lui Dumnezeu ar fi în familiile dumneavoastră astăzi, gândiți-vă ce fel de familie ar fi aia. E așa sau nu? Așa trăiesc creștinii. Asta e rugăciunea. Doamne, te implor, vino cu prezența, cu Duhul, cu împărăția ta în familia mea. Spune Sora White, e datoria, spune așa, e paragraful în dreapta pe pagina, de chiar primul sus. Ce este datoria, în căminul Advent, este datoria părinților să ceară prezența lui Dumnezeu în familia lor în fiecare zi. E datoria părinților, ascultați cu atenție, e datoria părinților să ceară împărăția lui Dumnezeu să vină în familia lor în fiecare zi. Deci e datoria lor să se roage pentru copii, să se roage ca copiii să fie plini de Duhul Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să trăiască în copii. Datoria părinților zilnic. Doamne, vino cu împărăția ta, pentru că dacă Dumnezeu nu vine azi în familia ta și în inima ta și nu vine cu împărăția lui mâine și nu vine poi mâine, păi frate, când vine, crezi că vine pentru tine? Nu vine pentru tine. Că dacă nu te înveți să umbli azi cu el, nu umbli nici mâine. Când eram mic, mergeam la școală, treceam prin piața mică, unde era autobuzul de Șimian. Și acolo era Bayram Hasan. Era un turc, fiul, nepotul său, Ionică, era coleg cu mine, clasele 1-4. Și acolo era un turc bătrân care vindea bragă și înghețată. Și avea așa un cărucior cu 3 roți și scria acolo, înghețată la Bayram. Și avea așa, înghețată cu vanilie, înghețată cu ciocolată și înghețată de cum se zice, de fistic. Pistaciu, de fistic. Și era cu un leu cupa, adică dacă puneai 3 cupe, plăteai 3 lei. Și eu niciodată nu puneam vanilie, puneam ciocolată și fistica. 2 lei. Și țipa cum țipa Nea Drăghici. Dintr-o poză mică facem un tablou mare. Cui mai facem un tablou? Țipa Bayram, zicea, azi cu bani, mâine fără bani. Și când treceam, azi cu bani, mâine fără bani. Treceam mine, azi cu bani, mâine fără bani. Și eu l-am crezut, am fost mic și fraier. M-am dus, am plătit 2 lei, am luat înghețată, am mâncat-o ziua următoare, zic, dă-mi și mie înghețată degeaba. Ce, azi cu bani, mâine fără bani. Păi stai puțin, am venit ieri care a fost azi și acum am venit mâine care am venit azi care e mâine. Zice, na, te-ai pierdut. Ce, azi cu bani, mâine fără bani. Tu ai venit azi, așa că trebuie să plătești. Nu, zic, azi e mâine. Zice, nu, azi e azi. Zic, nu, ieri a fost azi, azi e mâine. Și el zice, nu, azi e azi și mâine e mâine. M-am gândit eu bine, avea dreptate, azi e azi. Și zice, vino mâine. Am plătit iar 2 lei. M-am dus bine, gata, am venit mâine. Zice, iar ai venit azi. Zic, nu mai am venit mâine. Nu, ai venit azi, trebuie să vii mâine. Mâine e fără bani. Zic, a, mă, dăm și mie înghețata degeaba. Nu, azi cu bani, mâine fără bani. Zic, băi, când e mă mâine? Se uită la mine, dă din cap și ce, mâine nu vine niciodată. Ce, fiule, mâine nu vine niciodată. De ce crezi, matale, că dacă nu invizi prezența lui Dumnezeu azi, o să o invizi mâine? Păi dacă cu adevărat dorești, din toată mea, doresc, dacă chiar dorești, invită-l, frate. Dacă chiar dorești cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu mai mult decât orice, îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice, invită-l. Păi dacă nu-l inviți azi, înseamnă că ai alte priorități, iubești altceva mai mult. Că dacă l-ai iubit pe el mai mult, l-ai chemat pe el. Și dacă iubești altceva mai mult, unde este inima ta? Acolo e comoara ta. Înseamnă că ăla e Dumnezeu tău. Deși te închini lui Dumnezeu, tu de fapt nu te închini lui Dumnezeu, te închini la ce inviți tu. Pentru că ce inviți, aia e prioritatea vieții tale. Vino, Doamne, cu prezența ta în familia mea, în inima mea, în familia copiilor mei, în biserica mea. Avem nevoie de tine mai mult decât de servici, avem nevoie de tine mai mult decât de viață, avem nevoie de tine mai mult decât de sănătate, mai mult decât apă, decât aer. Avem nevoie de tine, te vreau pe tine, așa cum dorește un izvor, așa te doresc pe tine. Vino, Doamne, te rog. Dumnezeu așteaptă să ne rugăm rugăciunea, așteaptă să, nu trebuie să te rogi de el, te rog, vino și să mă gândesc. Așteaptă la ușă, tu trebuie doar să-l inviți. Și totuși, noi spunem că iubim pe Dumnezeu, dar avem alte priorități. Ăla e creștinismul. Când mă aud oamenii zicând că
degeaba te duci la biserică și zic, fratele, e împotriva bisericii, că degeaba mănânci tofu, fratele, e împotriva tofului. Nu, frate, nu sunt împotriva. Dați o mâncare bună cu tofu și cu fasole verde, o mănânc de o rup. Nu sunt împotriva. Ideea este că noi ne păcălim singuri și credem că dacă facem anumite lucruri, înseamnă că aia e credința. Nu. Ăstea să le faceți și pe celelalte? E bine că le faceți pe astea, dar nu e suficient. Trebuie să mergem un pas mai departe și anume să ne focalizăm pe o relație cu Dumnezeu reală. Să nu fie o relație de formă, de datorie, o credință fără putere, o credință în care vorbim de Dumnezeu, dar nu avem prezența Lui. Ci să fie o credință reală, care aduce fructe, în care prezența Lui Dumnezeu în noi vorbește mai bine decât predicile. O credință practică. Mi-amintesc, nu știu cât timp am, dar încerc să... Cam cât? 10 minute? 15? 20? Nu, 15, ok. Mi-amintesc, eram în Serbia, de fapt nu de mult, acum puțin timp în urmă, și s-au strâns din Croația, din Herțegovina, Montenegro, au venit din mai multe împrejurimi, au venit la întâlnire, a venit și de la Uniune și de la o conferință, după aceea și de la a doua conferință au venit câțiva reprezentanți și m-a uns pe suflet, m-a făcut fericit, pentru că au venit în jur și au zis, frate, am ascultat predicile și noi ne-am hotărât să punem în practică. Deci, vă spun, de exemplu, înainte să continui povestea, aseară au venit un grup de tineri în jurul meu și mi-au zis că ne bucurăm că ai venit și noi vrem să ne rugăm așa. Și noi te ascultăm și zice, m-am bucurat din suflet, pentru că e una să vorbești și alta să știi că omul practică ce aude, nu vine degeaba și pleacă acasă și nu schimbă nimic în viață. Nu schimbă nimic. Și ăștia în Serbia au venit în jurul meu și au zis, vrem să știi că noi ne-am strâns împreună, după ce am ascultat seminarul de rugăciune, ne-am dat seama că în țara noastră, spunea președintele de Uniune, avem nevoie de redeșteptare. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu în bisericile noastre și în familiile noastre. Și ne-am hotărât să ne rugăm. Și ne-am hotărât să practicăm toate chestiile astea. Și zice, după un an, putem să spunem că avem rezultate deja. Și zice, vino la ora 4. Eu vorbeam la ora 6 seara, dar ei s-au întâlnit de la 4. Și la 4 au început 2 ore, au povestit de când au început să se roage ce se întâmplă, de când au început să se roage ce se întâmplă. Și au fost multe experiențe extraordinare. Ascultam și îmi dăduse lacrimi în ochi. Dar vă spun numai una. Una dintre ele, a venit o femeie care era greco-ortodoxă, da? Și avea un salon de unghi. Și a făcut poze cu dânsa și apoi a arătat poze pe ecran cu oamenii care vin la salon. Și dânsa s-a gândit, vreau să învăț să mă rog. Cum să mă rog? Eu nu știu să mă rog. Ortodoxă, a căutat pe internet, învață-ne să ne rugăm, a găsit niște seminarii de rugăciune, a început să le asculte, a ascultat unul, după aceea al doilea, al treilea, după aceea a căutat și alte predici, a început să le implementeze, a început să trăiască dimineața de vreme, să pornească cu studiu serios și rugăciune serioasă, a început să se implice în lucrarea misionară, cum a înțeles-o dânsa, și ce a făcut? La salonul de unghi, când veneau oamenii să le facă unghii la mâini și la picioare, punea predicile tari și oamenii când erau la unghi, nu aveau ce să facă, trebuia acolo cu unghiile la femeie, lucrează la ele, trebuie să asculți. Ascultau la predici. Cum se zice? Audiență captivă, nu? Captive audience. Ca atunci când ești la dentist, ca și gura, nu poți să miști, trebuie să asculți, place, nu place. Oamenii când erau cu unghiile acolo, trebuia să asculte. Și s-a pomenit că încep să vină anumiți oameni. Și ziua următoare, păi ți-am făcut unghiile ieri, au căzut? Nu, n-au căzut, dar vreau să aud partea a doua. Și le punea partea a doua și apoi a pus scaune care veneau nu pentru unghii, ci veneau să asculte partea a treia, partea a patra și apoi a început să ia cărți. A luat cartea a doua a mea, după aceea a luat Calea către Hristos, după aceea a luat Hristos la lume, după aceea Marea Luptă și le-a dat și citea oamenii. Și are poze, ne-a arătat poze la toată biserica acolo în Serbia, poze cu oamenii care veneau la unghii și unii ascultau, aveau căști pe cap, ascultau la predici, alții citeau din cărți. Și când a venit la biserică, spunea, sunt 16 acum care vin zilnic și ascultă și a studii biblice. Încă nu s-au botezat. Dânsa s-a botezat, ceilalți încă nu. Dar sunt 16 și spunea așa dânsa. Ce de când mă rog și invit prezența lui Dumnezeu în mine, oamenii cu care vorbesc sunt atrași. Înainte vorbeam că ei n-aveam niciun efect.
Nici o putere, încercam să-i conving, nici o putere. De când invit prezența lui Dumnezeu, oamenii cu care mă întâlnesc sunt atrași și mă întreabă mai mult și mai mult și mai mult. Și spunea dânsa, eu n-am nicio școală, nicio teologie, nu știu ce să le spun. Dar le spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine și ce face Dumnezeu în familia și în viața mea. Și ce toți vor și ei asta. Pentru că prezența lui Dumnezeu schimbă totul. O prezență reală schimbă totul. Hristos în voi, nădejdea slavei. Cine are pe Hristos, are viață. E așa sau nu, fraților? Prezența lui Dumnezeu în toate lucrurile în viață. De obicei nu povestesc chestiile astea personale, că nu-mi place să... Eram în Germania și avusesem un drum în Australia, un drum în Brazilia, drum după drum, fără pauză, obosit. M-am dus în Germania, în sudul Germania, am vorbit în Stuttgart, am terminat de vorbit și am plecat acasă, că trebuia să plec în alt drum în Australia din nou. Și fusesem în nord și acum mergeam în vest. Și fratele meu, de obicei pe avion eu citesc. Am adormit cu gura deschisă, cum se zice, ca peștele. Am adormit mort, n-am știut de mine. Când am ajuns în Baltimore, cum adormisem pe scaun, vine flight attendant, cum zice, vine stewardesa și zice, Mr. Goya, you need to move your chair. Trebuie să ridic scaunul. Și eu m-am trezit și... Trebuie să ridic scaunul, că aterizăm. Ok, am apăsat pe buton, am ridicat scaunul. Nu mi-am dat seama că aveam telefonul în buzunar și mi-a căzut telefonul. Și repede să-mi strâng bagajele, pac, m-am dat jos din avion, am plecat, am două telefoane, unul de familie, unul de servici. Nu mi-am dat seama. Și când mă dau jos din avion, merg puțin și vreau să sun soția, caut telefonul, nu e. Mă întorc înapoi, nu m-am lăsat pe avion, cel căutăm noi. S-au dus la locul unde am stat eu, l-au căutat. Nu este. S-au dus din nou, au căutat în față, în buzunarul scaunului din față, nu este. S-au dus din nou, au căutat sub scaunul meu, au căutat peste tot. Ce nu este, l-ai pierdut în Germania, nu l-ai pierdut aici. Am plecat, am pierdut telefonul de familie, cu poze, cu de toate, vai de mine. Îmi venea să plâng după el, nu? Zicea cineva, ce bine că l-ai pierdut în România, că îl mai găseai în veci. Am pierdut telefonul, am vorbit cu ăștia de la Delta, au pornit, să zice, un case, un caz, în care mi-au zis că o lună caută telefonul peste tot. L-au pus la obiecte pierdute. După o lună mi-au trimis un e-mail că dacă vrei, extindem perioada de căutare cu încă 2 săptămâni, ca special. I-am rugat frumos, au extins-o încă 2 săptămâni. După 6 săptămâni mi-au trimis alt e-mail, case closed. Au închis cazul că nu l-au găsit. Ce l-am căutat, nu e, nici la obiecte pierdute, l-a furat cineva. L-a văzut cineva și l-a luat și cu asta basta, nu este. Am uitat de el. Nu m-am rugat, că am zis, de obicei nu mă rog pentru mine, mă rog pentru alții. Nu vreau să-i cer Dumnezeu lucruri pentru mine. Am plecat al drum. Eram în Australia, obosit, frate. Zbor lung. Și cobor din avion, avionul întârziat, trebuie să prind avionul celălalt. Fug la chioșcu unde e doamna aia și o întreb, unde este shuttle-ul care mă duce de la aeroportul internațional la aeroportul domestic, adică local, național. Și zice, păi ce ești întârziat, zice, uite autobusul, uite, acum pleacă, fugi! Și în timp ce vorbeam cu ea, am pus telefonul de serviciu, ultimul din două, îl pierusem pe al de familie, mai aveam pe al de serviciu. Am pus telefonul de serviciu pe counter, pe acolo, pe ghișeu, mulțumesc, și am luat-o la fugă după autobuz, cu bagajele după mine, i-am făcut cu mâna, m-au așteptat, m-am urcat în autobuz, autobuzul a plecat. Și după aceea vreau să-i dau telefon soției, spun, am prins autobuzul, am prins, prind avionul, Doamne ajută. Când caut telefonul, n-am niciunul. Aoleu, l-am pierdut și pe al de serviciu. Și ăla e al de serviciu, nu e al meu, trebuie să-l plătesc. Și acum nu mai pot să iau legătura cu serviciu. Și nu mai pot să iau legătura cu office-ul, cu revista Ministri. Și nu mai pot să iau legătura cu uniunile și cu diviziunile și cu conferințele. Și nici măcar cu familia, sunt terminat, nu pot să lucrez. Și m-am rugat și am zis, Doamne, Tu ești un Dumnezeu real. Tu nu ești un Dumnezeu de formă, numai o teorie. Mergem la biserică, dar nicio realitate. Tu ești un Dumnezeu care mă vezi, mă iubești, mă știi. Știi că nu meri nimic, știi că nu te rog niciodată pentru mine. Dar Tu știi unde e telefonul, în clipa asta Tu-l vezi, Tu ești un Dumnezeu real. Te rog frumos, dacă vrei, dăm înapoi telefonul de servici, nu pe al de familie, renunț la mine, dar la servici trebuie să... Dăm înapoi telefonul de servici, să pot să-mi fac serviciu, să lucrez pentru tine. Cum pot eu să țin legătura cu oamenii dacă eu nu mai am telefon? Îți promit că dacă mi-l dai, o să-l folosesc cu credincioșie pentru tine, pentru împărăția ta. În clipa aia șoferul ce este domnul Goya, Mr. Goya in the bus. Zic, sunt aici, chiar în spatele tău. Zice, doamna de la counter
a spus că ai uitat telefonul pe counter și ai fugit și a strigat după tine, dar tu ai fugit la autobuz și n-ai mai auzit. Și să nu vin apoi, că autobuzul următor este peste 15 minute și cu 15 minute până aici, încă 15 minute după următorul și 15 minute înapoi, pierzi avionul. Stai acolo, că următorul autobuz îți trimite telefonul. Și atunci mi-a venit o idee. Doamne, sunt și eu un păcătos, nu sunt ca Avram, dar vreau să fac ce a făcut Avram. Avram a zis, dacă ar fi 45, dacă ar fi 40, dacă ar fi 35, Doamne, dacă mi-ai dat telefonul de servici, dacă mi l-ai dat și pe al de casă, ce ar fi? Și zic, au trecut peste 2 luni de când s-a pierdut, cazul e închis, ea nu se mai uită pe el. Dar tu ești Dumnezeu. Și tu ești un Dumnezeu real în viața noastră. Și tu ne iubești. Și la tine e un lucru mic de tot, adică tu poți face atâta și gata. Au găsit ăștia telefonul. Îmi dai și telefonul de casă, te rog frumos. Facă-se voia ta. Știu că mă iubești oricum. Dacă tu crezi că îi trebuie cuiva sărac, zic renunț. Stau acolo în aeroportul domestic și vine autobuzul și îmi dă telefonul de servici. Când mă uit, am un e-mail de la Delta. Zic că, domnul Goia, vrem să vă informăm că am luat un avion defect, că nu se înclina un scaun, îi dați în recline, nu se înclina, și în Salt Lake City l-au desfăcut să vadă ce. Și era telefonul nostru căzut acolo. Arată descripția exact cum ce ne-a spus, vi l-am pus în poștă, ajunge în 3 zile acasă. Când am ajuns acasă, m-a așteptat telefonul celălalt. Asta nu se întâmplă în fiecare zi, nu mă înțelegeți greșit. Nu? Că de mult timp mă rog pentru spate și tot mă doare. Dar ce vreau să vă spun? O relație cu Dumnezeu trebuie să nu fie numai formele de biserică. Mă duc la biserică, mă duc acasă, cânt, fac rugăciunea, citesc un capitol, fac rugăciunea de dimineață, rugăciunea la masă, rugăciunea de seară și atât. O relație cu Dumnezeu trebuie să afecteze toată viața. O relație cu Dumnezeu trebuie să afecteze cine ești, cum vorbești, cum te porți, cum te porți cu soția sau cu soțul, cum te porți cu oamenii la servici, cum te porți când mergi la piață. Nu? O relație cu Dumnezeu îți schimbă viața, nu numai anumite obiceiuri. Și în felul ăsta, împărăția lui Dumnezeu este reală în viața ta. În felul ăsta, împărăția lui Dumnezeu este reală în viața ta. Cum se transformă, cum se întâmplă procesul ăsta? Cum are loc? Care este metoda? Care sunt pașii? Frații mei, cine cheamă numele Domnului va fi, cum spune Biblia, mântuit. Sorai te explică foarte clar. Zice, nu este în puterea noastră, spune dânsa, nu este în puterea noastră să ne schimbăm firea, traduc din engleză, nu știu cum, nu este, spun în cuvintele mele într-un cuvânt, nu este în puterea noastră să ne schimbăm natura, să ne schimbăm firea, să obținem biruință, dar este în puterea noastră, zice dânsa, să chemăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Ascultați cu atenție. Nu e în puterea noastră să ne schimbăm. Că mă sună un frate de undeva, de pe altă parte a globului, și spune, frate, zice, de 3 luni studiez și mă rog și nu am crescut. Și i-am zis, frate, și eu acum 3 luni am pus copilul lângă perete și am tras o linie. Și peste 3 luni l-am pus din nou și linia era tot acolo. Numai când am pus peste 1 an, se vedea diferența așa cam 1 centimetru. Zic, și eu m-am dus la școală 3 luni și la sălora, dați-mi diploma. Ce nu, bă, trebuie să fii 4 ani. Și i-am spus, bă, frate, schimbarea nu se face după 1 lună de rugăciune sau 2 sau 3. Rugăciunea nu este metoda prin care obții ceva de la Dumnezeu, ci este respirația sufletului. Trebuie să fie nu la o nevoie, nu la un eveniment, ci trebuie să fie un fel de viață, trebuie să te rogi tot timpul pentru prezența lui Dumnezeu. Trebuie rugăciunea să fie zilnică, indiferent că tu vezi schimbare sau nu. Și atunci cum se petrece schimbarea? Spune Sorait, este datoria ta să inviți prezența lui Dumnezeu. În rest, e datoria lui să te schimbe. Dumnezeu a promis, auziți, Dumnezeu a promis, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți? Dumnezeu nu minte. În Iacov zice așa, dacă vă apropiați de Dumnezeu, El se va apropia de voi. Este de datoria ta să-L cauți și e de datoria Lui să te schimbe. Este de datoria ta să-L dorești, e de datoria Lui să lucreze, să-ți dea o inimă nouă, să ia inima de piatră, să pună o inimă de carne, să scrie legile în inima ta. Tu nu poți, dar El poate și El a promis. Și El a zis că poate să salveze și pe cel mai
cum zice în engleză, zice the uttermost, cel mai mare păcătos. Poate să-l salveze pe ultimul. Dacă Dumnezeu poate să-l salveze pe tâlharul de pe cruce și pe femeia samariteancă, poate să salveze și pe tine, măi frate. Vreau să vă spun cum e procesul. Să admitem că cineva de pe stradă e atât de păcătos, uite, atâta e, creșterea spirituală atâta e, deci o palmă. Și dumneavoastră care sunteți adventiști, sunteți aici. Și eu care sunt pastor, sunt aici. Și apostolul și Marc, mama Tereza e aici. Și apostolul Pavel e aici. Și ăsta păcătosul e aici. Și Pavel e aici. Vă dați seama că e mai sfânt cu o jumătate de metru. Nu? Asta când ne comparăm noi unii cu alții. Dar spune sora White, ascultați cu atenție că aici e cheia. Deci aceia care sunt departe de Hristos, aceia care sunt cum? Aceia care sunt departe de Hristos. Deci dânsa se cred buni în ochii lor, judecă pe alții și se compară cu alții. Dar aceia care se apropie de Hristos, și acum ascultați cu atenție, cheia, cu cât sunt mai aproape de Hristos, cu atâta se văd mai... Cum? Cum? Mai, nu mai buni, mai păcătoși. Frate, îmi spune fratele la care era, să vă spun de unde, din zona, din lume, zice, cu cât studiez mai mult, ce nu văd că cresc, din contră sunt mai păcătos. Și eu i-am răspuns înapoi, frate, înseamnă că acum crești. Pentru că cu cât ești mai aproape de Hristos, când te uiți la Hristos și nu te mai uiți la tine, nu te mai uiți la alții, când te uiți la Hristos, în comparație cu Hristos, îți dai seama, în sfârșit, tu totdeauna ai fost păcătos, dar acum, în sfârșit, îți dai seama cum ești în realitate. Și cu cât ești mai aproape de Hristos, cu atât te vezi mai păcătos pe tine. Asta nu e un semn, frate, acum sunt mai mare păcătos ca înainte. Nu e un semn că ești mai slab, ci e un semn că ai început să crești în maturitatea spirituală. Și eu am spus, frate, asta e semnul că în sfârșit te apropii de Hristos. Unu, doi, nu e treaba mea tale să măsori cât ai crescut. Aia e treaba lui Hristos. Treaba mea tale e să rămâi în El zilnic. Treaba mea tale e să-i chem prezența zilnic. Asta e datoria ta, să-L alegi, să chemi împărăția Lui în inima ta zilnic. Treaba Lui e să te crească, să te mântuiască. E așa sau nu? Faceți-vă treaba și lăsați-i pe Dumnezeu în pace, că El își face treaba. Am înțeles. Și acum vreau să vă dau ultima ilustrație și închem. Să admitem prin absurd, poate ați auzit asta pe internet, dar nu contează, e o aplicație foarte practică și foarte reală. Să admitem prin absurd că dumneavoastră sunteți săraci, v-ați pierdut serviciu, v-ați pierdut mașina, v-ați pierdut casa, v-ați pierdut... portofelul și pantofii. Sunteți foarte săraci și eu sunt Elon Musk. Știți cine e ăla? Cine are proprietarul Tesla-i, da? Exact. Și sunt cel mai bogat om din lume. Sunt multimiliardar, da? Și să admitem că suntem vecini. Și veniți la mine, băi vecine, n-am bani de mâncare și am datorie la casă, mi-a banca casa, am datorie la casă 500.000 de euro, am datorie la mașină 60.000 de euro, am datorie la credit card 60.000 de euro, am datorie la școală 40.000 de euro, am datorie la vecinul 20.000 de euro, am pantofi rupți, n-am mâncare și am 3 copii. Sunt disperat, băi vecine, dă-mi și mie ceva de lucru să pot și eu să plătesc datoriile. Așa facem noi cu Dumnezeu. Dacă mă duc la biserică și dacă fac asta și asta, îmi plătesc datoriile și sunt mântuit. Dacă fac asta și asta și asta și asta, eu știu că Domnul mă mântuiește, dar și eu trebuie să fac ceva. M-ați înțeles? Așa facem noi. Ce poți tu să faci ca să te mântuiești? Și eu spun așa, băi frate, tu nu înțelegi business. Cât ai tu datorii în total? Păi dacă le adun toate, am cam 1,5 milioane de euro. Și tu ce vrei să faci să muncești ca să plătești datoriile? Păi a nins azi noapte, frate, pot să-ți dau cu lopata, să dau zăpada la o parte. Păi și cât vrei? Păi 20 de euro pe oră. Ok, lucrez 2 ore, cât trebuie să-ți dau? Hai mă, nu știți geografie, cât trebuie la 2 ore de muncă? 40 de euro. Îți dau 40 de euro, ce este asta? Har sau muncă? Fapte. Sunt fapte. Ai muncit 2 ore, ți-am dat 40 de euro. Îți plătești datoriile, poți să te salvezi. Da sau nu? Ești vorba, tu datorezi 1,5 milioane. Mâine vii din nou. Dă mai multe lucruri de făcut, că dacă fac asta și asta, poate că reușesc să fiu și-o mântuit. Dă mai mult și eu spun, băi frate, poți să faci orice, tu de-abia câștigi să mănânci, că cu 40 de euro tu nu numai că nu ți-ai dat datorile, n-ai avut destul să cumperi mâncare pentru familia ta, pentru copiii tăi, că dacă te duci la cumpărături, îți trebuie mai mult de 40 de euro să faci cumpărături pentru toată familia.
Nu poți să plătești datoriile. Nu mai încerca în eforturi umane că nu poți. Tu ai nevoie de har. Deci nu, dăm ceva de făcut. Dacă fac asta și dacă fac asta și dacă fac... Și uite, dacă mă duc la seminarul ăsta și dacă mănânc mai mult tofu, gata, mi-am plătit datoria. Și zic, bine, men, dar zăpadă nu mai e. Dar uite, am puțin praf în bucătărie, șterge praful. Și tu muncești 5 minute. Că bucătăria mea e curată, că am plătit o femeie și deja făcuse curățenie. Muncești 5 minute. Cât trebuie să-ți datorezi ca fapte pentru 5 minute? Cu 20 la oră, 5 minute cât e? Un euro, da? Și eu sunt generos și îți dau 100. Ce să știa, fapte sau har? Și una și alta. Că ai muncit de un dolar și eu ți-am dat 99. Așa zic așa unii dintre noi, unii. Zic, Domnul face mult și fac și eu puțin. Frate, tot ce faci tu, faptele noastre, nu rele, faptele noastre bune sunt ca o haină murdară, frate. Tot ce faci tu este mizerabil. Și tu zici, am muncit, ți-am dat 100. Îți plătești datoriile, te mântuiești cu 100 pentru munca, pentru ce ai făcut, îți plătești datoriile. Nu. Și vizia următoare, mai dăm muncă, mai vreau să fac ceva pentru Domnul. Toată viața m-am muncit, toată viața de mult, mă lupt să ajung mai sus, mai dăm ceva de lucru. Și zic, nu înțelegi că nu te poți salva, nu înțelegi atâta lucru. Și atunci îți spun, stai jos, hai să vorbim, stai jos. N-am timp, trebuie să lucrez, n-am timp de relații și de prostii, n-am timp de vorbă, n-am timp de rugăciune, trebuie să lucrez. Stai jos, fă-ți timp să stai cu mine, hai să vorbim. Spune-mi și mie viața ta. Și tu îmi povestești viața ta și vorbești 2 ore. Da, interesant. Povestești și eu viața mea, vorbești și eu 2 ore. După 4 ore, băi frate, acum ne cunoaștem. Eu nu știam de tine că ai crescut în familia aia și că ai pățit aia când erai mic și că părinții au murit. Nu știam treaba asta și că ai avut boala aia și că... Nu știam. Oh, ce bine că te cunosc și ne împrietenim. Și acum mă gândesc, băi, mi-e prieten. Ce să fac? Eu am miliarde de euro sau de dolari. Îi dau și ăstuia 10 milioane, da? E bine? Nu? 100 de milioane vă ajunge? Că vă sunteți nefericiți așa, triști. Vă ajunge 100 de milioane? Cât vreți? Cât vreți? Un miliard cam mult, cam nu fiți dacon, cam vă rog frumos. Cât vreți? 500 de milioane de euro vă ajung? Ok, scriu un cec de 500 de milioane de euro. Cum sună un cec de 500 de milioane? Imaginați-vă, vă rog frumos, că v-am spus chestia asta anul trecut. Un cec de 500 de milioane de euro. Cum sună? V-ați imagina dacă ați primi un cec de 500 de milioane de euro? V-ați imagina ce ar fi asta? Vai de mine! Puteți să vă imaginați sau n-aveți atât de bogată imaginea? 500 de milioane de... Un cec, 500 de milioane de euro. Păi după ce vă plătiți datoriile de 1,5 milioane, vă rămân banii ceilalți. Ce ați făcut pentru asta? Ce ați muncit ca să meritați asta? Este har. Am dreptate sau nu? Har minunat. Har minunat. Har minunat. Har minunat. Este sau nu este? Și atunci când ajungi în cer, ce spui, Doamne? Cum pot să-ți mulțumesc pentru jertfa lui Iisus? Și atunci normal că spui, așa cum vă spuneam, normal că spui, Doamne, ce aș putea să fac și eu pentru tine? Nu să plătesc, că deja tu mi-ai plătit datoriile pe cruce. Deja tu îmi dai mântuirea ca un dar. Ce aș putea să fac și eu pentru tine? Pentru că te iubesc. Frații mei, timpul nostru este încheiat. Împărăția lui Dumnezeu când vine în viața ta, prezența lui Dumnezeu când vine în viața ta, dacă tu îți pui ochii pe Hristos, dacă tu îi ceri prezența și ești umplut de prezența lui zilnic, harul ăsta devine o realitate și harul ăsta te umple până la măsura că tu începi să trăiești prin har și să arăți har. Ești atât de plin de iubirea lui Dumnezeu care te-a iertat și care te mântuiește zilnic, ești atât de plin de prezența lui că tu începi să arăți împărăția lui Dumnezeu celor din jurul tău, să arăți har celor din jur, să arăți bunătate, să arăți răbdare, să arăți umilință, gata să-i ajuți pe toți, pentru că tu ești copleșit de harul lui Dumnezeu. Și atunci Hristos trăiește în voi. Atunci oamenii care trăiesc în felul ăsta sunt o evanghelie scrisă, sunt o scrisoare deschisă.
sunt o lumină, sunt sare, reprezintă pe Hristos. Și oamenii zic, ăștia umblă cu Hristos. Atunci nu mai vedeți ceartă în biserică. Și eu nu mănâncă carne, dar sunt canibali, se mănâncă unii pe alții. Nu mai vedeți mâncătorie și judecată și ceartă și lupte, pentru că e har, e prezența lui Hristos care trăiește în biserică. Când te duci, ce spune Iisus? Mă rog ca să fie una, sunt una. Deci așa e ce Iisus în Ioan 17. Cum tu și eu, Tată, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, cum tu și eu suntem una, la fel, în același fel de unitate, ei să fie una. Ca lumea când vede să știe că ăsta e poporul meu. Unitatea aia, când Hristos trăiește în voi, unitatea aia există în biserică și în familie. Aia reprezintă pe Dumnezeu. Aia este biserica lui Dumnezeu. Aia este cea mai bună evangelizare. Este cea mai bună predicare. O viață de creștin care e reală. Și nu se întâmplă prin efort omenesc. Românesc, auzi. Nu se întâmplă prin efort omenesc, ci se întâmplă prin a invita în mod sincer, cu toată inima, prezența lui Dumnezeu zilnic. Chiar dacă nu vezi creșterea de azi pe mâine, fă-ți datoria și invită-L pe El și Dumnezeu va lucra. Pentru că Dumnezeu este capabil să termine ce a început. Pentru că e prin puterea Lui. Nu trebuie să înțelegi tu cum, nici n-ai cum să înțelegi pe Dumnezeu cum lucrează, că ai capul prea mic și Dumnezeu l-are prea mare. Nu trebuie să înțelegi cum, dar trebuie să-L inviți zilnic. Dacă tu-L chem pe Dumnezeu, Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin? Domnul să fie lăudat. Domnul să ne ajute să facem treaba asta în mod practic. Nu să venim aici degeaba, ci începând de azi să facem treaba asta. Domnul să fie cu noi.